După ce au participat la ședința de instruire organizată de autorități, responsabilii de reabilitare urmăresc atenți toate etapele anvelopării, pe măsură ce constructorii ajung la blocul lor. Așa că de când se montează schelele pe bloc, supraveghetorii sunt atenți la fiecare detaliu. Ne-a arătat niște panouri din ăsta de polester cum să monteze. Să pune 6 cancioace de mortar și să urmărim când bagă pionezele alea de sunt. Și urmăriți mereu acum? Și urmăriți mereu ce să fac. Și? Lucrează bine? Lucrează bine, văd. Au executat exact cum a fost pe plac. Slătinenii apreciază ideea municipalității care a solicitat fiecărei scări înscrise în programul de reabilitare să desemneze un locatar pentru supravegherea lucrărilor. Eu urmăresc și mai ne consultăm, că mai sunt multe probleme pe care dânsii nu le știu și consider că inițiativa asta a primarului delega pe cineva din blocul unde se face reabilitarea este foarte bună, pentru că am întâmpinat niște lucruri pe șantier și împreună le-am rezolvat și mai avem. Constructorii au înțeles rolul locatarilor care au misiunea să îi supravegheze, așa că fac echipă bună împreună. Păi le-am spus să mă asculte, că altfel e de rău. Că nu e, și le-am mai zis, bă, nu vă învăț eu meserie, dar trebuie făcut așa. Chiar dimineața am avut o problemă cu un aer condiționat care nu lăsase spațiu în spate. Și am rezolvat. Reprezentanții primăriei le-au spus supraveghetorilor că orice lucrare realizată necorespunzător va fi refăcută, fără doar și poate. Vreau să rețineți un lucru, că nu ne vom da la o parte dacă acele lucrări nu sunt executate așa cum scrie la carte și chiar dacă este un bloc anvelopat, îl vom da jos pe tot. Știți dumneavoastră că am mai avut aceste situații. 60 de scări de bloc din Slatina au câștigat ediția de anul acesta a concursului Slatina Oraș Verde, Oraș Curat și vor fi anvelopate până la începutul sezonului rece.